Ziua Mondială a apei din acest an a fost marcată cu succes de către societatea vitală să, prin organizarea, în timp și parametrii propuși, la toate acțiunile dedicate acestui eveniment. Aproximativ 80 de preșcolari și elevi de clasa A3 au participat la mai multe acțiuni educative organizate de educatoarele sau învățătoarele de la grupă sau clasă. Acțiunile s-au axat pe protejarea și conservarea resurselor de apă, înțelegerea rolului fiecăruia dintre noi în susținerea unor practici responsabile față de apă și mediul înconjurător, dar și de a promova responsabilitatea Socială în situația de față, sub amenințarea infecțiilor cu noul coronavirus. Implicarea copiilor a fost răsplătită de către societate cu materiale promoționale educative, jocuri și diplome de participare. Peste 250 de arbori au fost deja plantați în incinta stației de purare a uzate Baia Mare de către angajații societății vital. Acțiunea de plantare a arborilor va continua până în 15 aprilie, ea corelându-se ca perioadă de desfășurare cu campania Luna Plantării Arborilor și Ziua Mondială Apei, sărbătorită în 22 martie. În ceea ce privește campania de colectare a uleiului alimentar și uzat provenit din propriile gospodării, angajații Vital s-au alăturat inițiativei demarate de reprezentantele relații publice. Astfel, s-au colectat și predat în centrele specializate din municipiul Baia Mare peste 40 de litri de ulei alimentar uzat. Campania Pentru sănătate pentru tine, pentru noi, reciclează uleiul alimentar uzat continuă